Hello, salut! Aici, cretanca voastră preferată. Încă o zi, încă o plajă de vizitat. În apropiere, bineînțeles, de Hania, pentru că noi suntem în zona Hania. Și anume plaja Falasarna, care a fost votată cea mai frumoasă plajă din Grecia și este top 10 plaje, oricum, din Europa, sigur este. Deci ar trebui să fie o plajă foarte frumoasă, cu ape turcoaz și nisip alb, așa că hai să mergem să vedem cum este. Ah, și chiar acolo plaja. Aici, nu? Și parcarea fix lângă. Și nu pare deloc plină. Sau asta o fi parcarea hotelului? Nu cred. Nu e plină, n-am niciun loc. A, pe bune? Vezi ceva? Nu. Hai că am ajuns, am găsit și un loc în parcare acolo. Am parcat-o, am mai inventat practic un loc. Acum încercăm să mergem pe plajă. Pare că plaja e foarte aproape de zona în care poți să parchezi. Parcarea nu se plătește. Și până aici a fost un drum, Doamne, cel mai frumos drum de până acum, cel mai liniștitor. Am făcut o singură oră din Hania, sunt aproape 60 de kilometri, dar din Chisamos, care este mult mai aproape, sunt doar 20 de kilometri, care este tot o stațiune destul de mare, unde dacă vreți să vă uitați, poate după cazări să veniți în zona asta, și Chisamos este chiar o variantă foarte ok. Doar că din alte zone ale Cretei, cum era și situația cu Elafonisi, e mult mai greu de ajuns, sunt la fel, mai multe sute de kilometri, fiind o plajă foarte din vest, cel puțin dacă stai în Sitia, care este în capătul celălalt în est, poți să faci again până la 5 ore. Așa că, ca să știți, asta este o plajă în capătul de vest al insulei. Noi am venit de sus. Până aici este un drum super, super ok. Văd că aici este o parcare și mai mare. Ne-am parcat un pic mai în dreapta. Dar este parcarea efectiv pe plajă aproape. E superb, superb, superb. Și văd că sunt terase. Am trecut pe lângă super multe restaurante și terase pe drum încoace. Și am trecut prin foarte multe livezi de măslini și solare unde se cresc roșii. Se văd foarte frumos de sus. În zona Falasarna sunt de fapt 5 plaje. Noi acum suntem pe Pregiali, parcă ceva de genul ăsta. Bate un vânt, bate vântul. Dar bine, bate vântul cred că peste tot pe orice plajă din Creta. Nu mi s-a întâmplat odată să nu bate vântul, doar că nu sunt valuri. Se vede nici măcar un văluleț. La cât de tare bate vântul, te aștepta să fie ceva mai multe valuri. Și toate restul plajelor sunt cumva pe coastă. Este undeva în nord o zonă unde, din câte am înțeles, se poate face snorkeling. Ne gândim să mergem acolo pentru că ne-am luat ochelari. Și în sud este o plajă mică care ar trebui să aibă nisip roz. La asta nu știu dacă mai ajungem, dar dacă avem timp, pentru că astăzi în sfârșit ne-am mișcat și noi mai repede și am venit de vreme. Dar dacă mai avem timp, poate mergem și la plaja care ar trebui să aibă nisip roz. Poate găsesc în sfârșit nisipul ăla roz de care vorbește toată lumea. Dar hai să vedem cum e pe aici. Sunt 4 șezlonguri. Dar că poți să stai și cu păturică. Nisipul nu e foarte alb, mă așteptam să fie mai alb, e destul de gălbui. O să întreb cât costă și un ou. Ha, Doamne, dacă e frumoasă apa. O să întreb cât costă și un baldachin. Să vă spun și niște prețuri de pe aici. Doamne, dar cum e apa. Deci absolut superbă. Și Zuma, bineînțeles, prima în apă. Wow. Și nu e atât de rece. Chiar e foarte ok. Noi încercăm să mergem mai încolo să vedem ce se întâmplă. Aici e așa o atmosferă, zici că e Mamaia. Un pic, nu? Nu știu cum e la. Nu știu, dar îmi imaginez că așa e. Ah, ce frumos. Ce răcoritor. Vai, dar ce apă. Limpede! Doamne, abia aștept să fac o baie, pur și simplu. Abia aștept! Și poți să dai cu schije tu. Ce tare! Da! Ce nisip! Îți face masaj la picioare, nu știu, e superb, e superb, superb, superb! Doamne!
Nu e alb, așteptam să fie mult mai alb, așa spunea toată lumea că e nisip alb, dar nu e. Dar e absolut genial să calci pe el, parcă știi cum sunt alea pe care le strângi așa, gen? Fix pe de-aia zici că calci. Doamne, e așa de plăcut. Oh, m-a scufundat cu totul nisipul ăsta, dacă s-ar putea. E best nisip de până acum. Și apa e superbă, asta nici măcar nu mai... Nu se mai pune în discuție. Una din cele mai frumoase ape pe care le-am văzut până acum în Creta. Ah, chiar am găsit un pic de nisip roz. O dură. Haide să vede un pic de tot. Hai că am aflat. O umbreluță cu două șezlonguri, 15 euro. Asta înseamnă în lei 5x5, 25, 75 de lei. Două șezlonguri. Tot e mai bine ca la noi. Oricum o dai. Dar noi am venit un pic să explorăm ce se întâmplă după stâncile astea. Sunt foarte curioasă. Deci aia e stațiunea. Uite, de aici se vede perfect. Asta e plaja Falasarna și asta e Pergiali, Doamne, dar ce mi-ar fi plăcut să-mi prețin numele ăsta, deși nu l-am reținut. A, și acolo se văd... Dacă o să ajungem mai aproape, cred că o se vadă mai bine. Se văd solarele unde cresc roșii. Se văd super frumos de sus. Foarte, foarte, Doamne, dacă de frumos e apă. Jesus. Hai că am găsit un loc super drăguț. Vrem să ne punem acolo cu păturica. Am fost la Jumbo și am luat și o umbrelă mai profi. Și aici chiar pare că poți să faci snorkeling super ok. Că e mai puțină lume. Vai, dacă e superbă, e apa. Abia aștept să intrăm. Abia aștept să intrăm. Cum e zuma apa? Zumi? Zumica? Ce face fata? Face bine? Bravo! Hai că am făcut o băiță. Am văzut și pești. Super drăguți. Aici tita mai bancul de pești după stâncile astea. Și e mult mai adânc decât m-aș fi așteptat. Și nu știu cum am nimerit că aici au început valurile. El este Ciprian, prietenul nostru care a venit de acasă. Și el este Toma. Îl cunoașteți. Ce nebune, Doamne. Și cam asta cred că a fost plaja aici. O să mergem să mâncăm ceva. O să mergem să găsim și un restaurant, să vedem pe aici ce găsim și să vă arăt și niște prețuri la mâncare de pe aici, de prin zonă. Așa că hai să strângem și să mergem. Ce drăguț e aici! Super drăguț! Pun și muzică pe plajă. Wow! Și ce frumos se vede în spate! Wow! Și chiar aici, Doamne, dar bate un vânt, eu nu cred, sper să se audă totuși, că am pus protecția, dar... Și acolo e plajă, e marea. Noi am stat undeva mai wild, dar acolo, de fapt, noi ne-am dus că am vrut să facem un pic de snorkeling, pentru că acum mi-am luat și eu prima dată echipament și vreau să-l testez să văd cum e. Și acolo numai bine am găsit niște peștișori, am putut să vedem ceva, că pe aici, fiind așa de multă lume, nu cred că vin foarte mulți. Dar noi acum încercăm să mergem undeva unde au și ceva de mâncărică. Dar bate un vânt de te ia pe sus, efectiv. Deci am nimerit. Nu bătea așa tare când am ajuns, dar acum a început din ce în ce mai tare. S-a întețit grav. Și asta cred că e terasa locului de pe plajă unde aveau muzică. Acolo au șezlonguri și aici au mâncare. Hai să vedem ce găsim. Și acolo este o tavernă, scrie mare cât China. Tavernă. Poate mergem chiar acolo. S-ar putea să avem și un pic de priveliște dacă e așa mai sus. Și e fix lângă parcare, adică... Doamne, cât îmi plac locurile astea în care nu trebuie să mergi prea mult. A fost, de exemplu, la Balos, am zis că nu mai merg în viața mea acolo. Deci trebuie să mergi printr-un soare în mijlocul zilei. Undeva înspre 30-40 de minute.
Și după aia când ajungi acolo sunt doar foarte puține umbrele și nu prea ai umbră. Și dacă nu ajungi la timp, pur și simplu nu mai ai cum să-ți mai pui umbrela, bate la fel de tare vântul. A fost o experiență, am zis că nu mai merg. Dar hai să mergem să mâncăm până atunci. Ce drăguț, avem și un semi-view. Thank you. Wow, chiar se vede mare. Ce drăguț ne-a pus aici. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Hai să vedem și un meniu. Și să mâncăm, că noi n-am mai mâncat de azi dimineață de la 11. Este un pic greu să vă arăt meniu pentru că nu au decât variantă de asta pe telefon. Dar, ca să zic, un souvlaki era undeva vreo 12 euro, parcă, cam așa. Un kilogram de pește era pe la 60 de euro kilu. Am văzut mai sus, da. Uite, un hamburger, cheeseburger, 8 euro. Aveau și pizza, asta este pentru copii. O pizza 11 euro, 13 euro. Nu e cel mai ieftin loc. E un pic mai pricey decât în majoritatea locurilor. Da, să zic că la prețurile normale mai adaugi vreo 3 euro, cam la orice, aproximativ. Au și înghețată, deserturi. Uite, 3 euro o cola, 3 euro Sprite, 5 euro o limonadă. Au, e foarte mare, dar mi-e absolut imposibil să vi-l arăt pe tot. 3 euro o apă, deci văd la băuturi în jur de 3-5 euro. 4 euro un ice, 5 euro un ice tea. Cam așa ceva. O să ne mai uităm puțin pentru că e foarte mare. A, și încă o chestie de fapt pe care vreau să vă arăt. Ăsta este locul de unde poți să comanzi probabil. Nu știu dacă poți comanzi sau nu pe plajă. Ideea este că ei sunt cei care aveau umbreluțele unde v-am arătat mai devreme. Și este așa, în primul și în al doilea rând 15 lei, 15 euro, doamne. O umbreluță cu... Deci în primele două rânduri, 15 euro, umbreluță cu două șezlonguri și o cutie de valori. Rândurile 3, 7, 12 euro. Și apoi începe iar meniul normal. Da. Deci, două șezlonguri, primele două rânduri 15 euro, de la rândul 3, 12 euro. Cam astea au fost prețurile. Noi nu știu dacă o să mai mergem să vedem și satul. Dacă mai mergem să vedem și satul, o să vi-l arăt. Până atunci o să mâncăm ceva pentru că suntem leșinați de foame cu toții și probabil o să mai mergem la altă plajă după aia. Ce ziceți? Da. Să mai încercăm și altă plajă? Mergem și altă plajă și vă arătăm oricum ce mai decidem să facem, încă nu ne-am hotărât, dar o să stabilim în cursul acestei prânz de la ora 4. Da, e 4 jumate. Ok, hai să mâncăm că nu mai putem. Și ce am luat? Eu mi-am luat niște midii pentru că nu prea aveau opțiuni vegane, toate aveau brânză și am preferat să mănânc medii măcar decât nimic. Tom și-a luat o musaca care arată super bine. Aia e tot ceva cu fructe de mare, se numește Fisherman's Flute. Și îți dă, deci e interesant, îți dă brânză într-o scoică. Vezi? Aia e o bucată de scoică. Și Ciprian și-a mai luat și un souvlaki care încă n-a venit. Și un vinuț. Și o priveliște grozavă, abia aștept să mănânc. Ne vedem după. Când ne-am întors pe plajă și e fix ora aia 8, când îți intră soarele fix în față și pare că apune soarele în mare, dar nu cred că o să mai așteptăm să mai și apună, care însemna încă vreo oră și ceva. Dar ce frumos e peisajul aici. Super frumos. Și aia e o mică insuliță de lângă. Nu mai știu acum cum se numește, dar e insuliță în orice caz. Doar că noi cred că o să mai facem o baie și cam asta cred că o să fie vizita noastră în Falasarna. O să ne întoarcem înapoi spre oraș și mâine o să mergem în Sugia, care este tot undeva în sud. Dar până atunci, trebuie să dau jos ochelarii, nu mai văd nimic. Dar până atunci vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper să vă fi fost de ajutor. Dacă vreți să mai știți și alte chestii, spuneți-mi în comentarii, pentru că noi o să stăm aici până în septembrie, deci mai avem o lună jumate de stat. O să mai vizităm și o să vă arătăm super multe locuri din Creta, așa că nu uitați să dați like, subscribe, toate cele. Vă pup și...